Consider că a fost susținut de domnul Raduțeanu, în special de la București, pentru această acțiune. Este mersul Rotariu. Și dacă am pronunțat cuvântul Rotariu, dați-mi voie să vă fac o introducere ceva mai largă. Vă reamintesc faptul că anul trecut universitar, în acțiunea de comunică științifice, toate comisiile din facultate au avut un reprezentant din partea grupului local. Cu această ocazie, dânșii au evaluat lucrările prezentate de dumneavoastră, iar cele mai reușite au fost premiate cu premii și diplome cu elementele de identificare ale grupului Rotary din Brăila. Practic, acolo se află începutul ideii de a organiza în facultate un curs de public speaking, deși au constatat că studenții facultății de inginerie au cunoștințele necesare căpătate la ore și la activitățile practice. În schimb, au probleme de comunicare în a-și prezenta munca prestată. În multe ori foarte bune, da? Ideile din interiorul lucrării deosebite, în schimb, modul de prezentare lăsa de dorit. Plecând de la această constatare, a avut ideea în timp, evident, de a se organiza un curs de public speaking, la care să se înscrie toți doritorii, dar cu un număr limitat de maxim 15 participanți. Acest număr de 15 se referă la cei care vor fi și examinați în domeniul public speaking. Există un timing care trebuie respectat. Astăzi, activități de predare, mâine, practic, lucrări practice. Da, dumneavoastră veți avea de efectuat niște lucrări practice de seară, dacă ar să fie gata mâine dimineață, și după aceea, un ciclu de predare și unul de verificare. Prezența este obligatorie. Din acest considerent, am acceptat să se înscrie un număr mai mare de 15 studenți, undeva la 18-19, ca să avem niște rezerve în cazul că unii dintre cei înscriși nu vor putea fi prezenți din motiv obiectiv. De fapt, care s-a și întâmplat. Sunt două persoane care m-au anunțat că nu vor putea participa. Acum, să vă zic câteva cuvinte despre Clubul Rotary din Brăila. Clubul Rotary își are întâlnirile în fiecare zi de luni și conține oameni de afaceri sau reprezentanți ai domeniului public de activitate, din fiecare sector de activitate, câțiva reprezentanți de seamă. Și scopul clubului este de a participa la acțiuni în folosul comunității. Practic, acțiunea de astăzi se încadrează în spiritul general al clubului Rotary. Clubul este cel care acoperă toate cheltuielile de școlarizare pe perioada celor 3 zile. Adică transport, cazare, masă, coffee break în cadrul programului pe care veți avea. Și nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc colegului meu, Radu, pentru că a acceptat invitația noastră de a face un efort pe